spune prin glasul îngerului: Bucurie mare la tot poporul! Iată că s-a născut Mântuitor! Iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu în seara de ajun a praznicului nașterii Domnului. Iată că dacă ne gândeam acum 6 săptămâni că avem o perioadă lungă de post, de rugăciune, de fapte bune, de milostenie, iată-ne în această seară începând să ne bucurăm de venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, de întruparea lui din Fecioara Maria. Și toate despre acestea vom vorbi în aceste zile ale nașterii Domnului, pentru că este un eveniment și o minune mare pentru noi, pentru că iată Hristos se naște din Fecioara Maria, venind și dându-ne o nouă viață, și anume viața cea veșnică, și luând asupra sa păcatele noastre, mântuindu-ne pe fiecare cu voința noastră. Iubiți credincioși și credincioase, Bunul Dumnezeu să ne ajute să prăzduim în pace, în liniște și în rugăciune și în acest an sărbătorile de iarnă, începând cu această sărbătoare a nașterii Domnului. Vă dorim o seară de ajun frumoasă și liniștită! Pe pământ pace, între oameni, bunăvoire. Amin.